Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonul. Apucă repede de Ștefania, treabă? Da. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a 5-a. Ai găsit tema tot, da, nu? Da. Zic. Se dau numele. 28. Se dau numele. 28. Da. 35. 49. 120. Da. 1294. 2373. Așa. 5401. 5401, da. Nu? 145.340. Da. 225.035. Așa. Scrieți numerele divizibile cu 2 dintre numerele de mai sus. Scrieți numerele divizibile cu 2 din cele de mai sus. Așa. Să fim numele divizibil cu 2 din cele de mai sus. Este 28. Deci ar fi 28, da? Da. Nu. Ba da, ba da. Păi. 28 se împarte la 2, 14. Ultima cifră este 8. Da. Așa. 120. 1294. 145.340. Așa și atât. Și atât. Hai să vedem acum numele divizibile cu 3. Mai facem. Avem mai multe. Avem divizibile cu 5 și cu 10. Cu 5 și cu 10. Dar acum să facem noi, facem de la noi. Da. Numerele divizibile cu 3. Numerele divizibile cu 3. Din cele de mai sus. Da. Așa. Păi 8, 10, nu. Nu, primul nu. 5. 8, nu. 49, 13, nu. 3, da, 120. Da, 120. 10, 12, 16. 16, 1296, nu. 1294, nu, că 16 nu se parte la, 3. Da. Nu? Că suma lor se parte la 3, nu. Așa și... Aici. Acolo. 10. Da, 10 și 5. 15. 15. E bun. E bun. Deci 2375. Și apoi. 3. Și 3, corect. Și 3, etc. Așa. 5 cu 5, 10, nu. 5 cu 4? Păi, am zis 4 și cu 1, 5. A, da, 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 ai dreptate. Eu nu l-ai văzut pe omul ăsta. Da. Foarte bine. Mi se părea mai ușor. Da. Eu vedeam numai 540, știi, de aia. Mai departe. V-ați adus ochelarii? Nu? Ba da, ba da, ba da. Păi iar bine, se, iar se am la urechi și da. Se caut. Așa. Așa. 5 cu 4, 9 și cu 1, 10, 10 și cu 18, 28, 9. Deci, 10 și cu 3 și 4, 7, parcă. 1 și cu 5, 1 și cu 4, 5 și cu 5, 10, 10. Și cu 7, 17. A. Da?
17. 17 nu. Nu. Și 5 cu 5, 10. Da. 10 și cu 4, 14. Și cu 3, 17. Nu. Nu. Da, astea sunt cele două. Astea sunt numere divizibile cu 5, parcă aici. Da, acum numere divizibile cu 5. Din cele de mai sus. Sunt. Așa. 120. Corect. Mai întâi încă una este. A, 35. 35, sigur, da. Apoi. 120, te zic, apoi. 145.340. Da. Și după 225.035. 35. Astea sunt divizibile cu 5. Astea sunt divizibile cu 10. Da. Aici cu 10, nu? Da. Așa, la 10 era regula de 2 de 0. Nu, la 10 un singur 0, la sfârșit. La 100 2 de 0. Un număr se divizib la 10, că în ultima cifră e 0. Ah, da. Păi da, cum zici, că mulțești da. 10, ai un singur 0. Așa, e 120. Da. 145.340. Și atât. Acum, punctul 2. Hai să mai vedem un număr când se divide la 4, să spun eu una. La 4. Dacă mai ții minte. Deci, un număr divizibil cu 4, din cele mai sus, ultimele două cifre se împarte exact la 4. Ultimele două cifre. Ultimele două cifre se împart la 4. Adică adunate? Nu, nu. De ultim la ultimii două. Bună, 28 e numai din 2. Două cifre. 28. Nu adunate. Îl citim. Păi... 28 se împarte la 4? Da. Da, că 7. Ah. Da? Deci 28. Deci 28 sunt părțile. Da. 35, că tot numai din două cifre. Trebuie să împarte la 4? Nu. Nu. 49, nu. Nu. 20. Se împarte la 4? Nu. Păi da. 20 se împarte la 4 și vin 5. Și 4, 20. Ah. Deci ultimele două cifre ale numărului constituie un număr din două cifre, da? Și vă vezi dacă se împarte la 4. Deci cât am zis? 120. Apoi, 49. 94, pardon. Nu. Nu. 73. Nu. Nici la 2 nu merge. Da. Da? 01. Adică 1 se împarte la 4? Nu. 40. Da. 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 Bate. Deci 1, 4, 5, 3, 4, 0, adică 4 și limite, 3, 4, 10, se împarte și la 4. Da. Și ăsta? Și 5? Nu se împarte. Iată că noi am făcut o negheșiță, dar ne-am distrat mai mult, cu mai multe întrebări. Da. Nu numai două cât s-a cerut autor. Mergem mai departe. Punctul 2. Da. Scrieți cifrele divizibile cu 2, cu 5 și respectiv cu 10. Scrieți cifrele divizibile cu 2. Mai întâi 2. Da. Apoi cu 5. Cu 5 și după cu 10. Cu 10. Cu. Deci cu 2. Cine se poate? Da, și cifre. Deci formate numai dintr-o. Care sunt, ce înseamnă cifre? Până la 9. Până la 9, da. Care sunt cele care se împart la 2? 0. Da, 0. 2. 2, 4, 6, 8 și atât. Atât. La 5. După la 5. 0 și 5. 0 și 5. La 10. Până la 10. 0. 10. 0, 0, 0, 0 și 10.
Da? Că 0 se împarte la 10 și face 0. Păi și da, dar 10 nu e. Hai 10 se împarte la 10 și face... A, doi cifre. Cifre. Foarte tare. Vezi că îți gură cască. Așa, așa, trebuie să mă sancționez. Să știe toată lumea că sunt neatent. Da, că a fost cifre. Corect. Foarte tare. Să șterg mai repede, că am lăsat-o acolo să mă... Se pierde like-ul 0. Da, pe like și share, nu? Da. Asta e. 3, da? Da. Ce spune? Scrieți numerele naturale divizibile cu 2 mai mici decât 27. Numerele naturale... divizibile cu 2. Divizibile cu 2. Aceste numere sunt mai mici decât 27, nu? Da. Așa este, mai mici decât 27. Așa. Sunt. Păi. 0, ca să mă mai bucuresc. Da. 0. 2. Da. 4. Da. 6. Da. 8. Da. 10. Da. 12. Da. 14. Da. 18. 16. Ah, da, 16. Chiar se repetă. Păi da. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Așa, 16. 20. Da. 22. Da. 24. Da. 26. Da. Și atât. Astea sunt. 4, 5. Nu, că sunt 3 cu suport. Așa are. Scrieți numerele naturale divizibile cu 5 mai mari decât 7 și mai mici decât 48. Tot aici este, nu? Deci numerele. Păi da. Scrieți numerele naturale divizibile. Așa stai bine. Asta a fost. A. De la când a fost divizibil cu 2, da? Cu. Cu. 2. Cu. B. 5, ai spus, da? Da. Dar nu oricum, ci să fie numele cuprinse între cine și cine? Deci mai mari decât 7 și mai mici decât 48. Deci cuprinse între 7 și 48. Uite așa. Asta înseamnă, nu? Mai mari decât 7 și mai mici decât 48. Cuprinse între 7 și 48. Așa. Sunt. Divizibil la ce? Dincolo de 7. Primul, dincolo de 7, mai mare decât 7 și divizibil la 5. 15. 10 chiar. A, 10, da. 10. 10. 15. 15, da. 20. Da. 25. Da. 30. Da. 35. Da. 40, da. 45, 50, 50. Să nu depășească 48. Am scris 78. 48, așa ai zis? Păi atunci ne oprim la 50. Fără 50, la 45. Păi, da. Să fii mai mic decât 48. Da. Unul la unul este. Bun, vinde eu. Scrieți numerele naturale. Ăsta e ce? Ce, da. Divizibile cu 10. La 10. Așa. Cuprinse între 68 și 205. 68, 68 și 205. Asta înseamnă să fie așa. Între și între, da? Da. Da. Și zicem acum, hai să scriem și mai matematică. Nu aparține mulțimii. Da. Nu aparține mulțimii, mai șmecheri suntem. Da? Să vorbim de mulțimile, dar nu le lăsăm așa. Care, primul care îl depășește pe 68, împarte exact la 10. 70. Sigur că da. Da. Foarte bine, 70. 70 după 80. Foarte bine.
90, da. 100 și 200. Da. 110. Ah. Păi de la. Da. Ah. 110. 120. 130. Da. 140. Da. 150. Da. 160. Da. 170. Da. 180. Da. 190. Da. Și 200. 200. Atât, nu? Că zice mai mici decât 203. Da. Parcă așa, 203, nu? Atât. Bun. Altul. Exercițiu. Mai aici ABC, la tot fost, nu? Da, atât. Acum punctul 4. Da. Am până la 8. Mă, nimic. Ne rămâștim pentru probleme de adevărate. Da. Rămâiesc. Sau vă dau eu cu 7 stele ca să mă răscorul. Da, foarte drag. Ca să egalezi, nu? Da. Că dacă te depășesc cu 7, cu o problemă de cele 7 stele, e echilibrat scorul. Da. Să zicem, poftim. Scrieți toate numerele de forma 2-3-A. De forma. 2-3-A. Aștept cu bară fost. Da. Divizibile cu 2. Mai așteptat. Divizibile cu 2. Așa. Și zicem, noi ne rotăm cu ne. Nu e egal cu 2, 3, așa cum ați zis. Nu aparține mulțimii. Aparține mulțimii. Punem 0. Deci 2, 3, 0. 2, 3, 0. Că zici, scrieți toate numele de formă asta. Ah. Așa e corect. 2, 3, 0, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 2, 3, 8 și atât. Și atât, sigur. Da, ce ați spus? Am pus pur și virgule. Mai continuăm, da? Bine. E, nu se pune asta. Nu se pune că n-am. Acum numărul 2-3-A divizibil cu 5. Așa. Aici s-a divizibil cu două puncte. A a fost punctul A. Punctul B, nu? Da. Divizibil cu 5. Cu 2. Cu 5. Și acum nu aparține mulțimii. Adică 230. Așa. Și 235. 235. Bine. Acum numărul ăsta divizibil cu 10. ABC. Și când e la 10, adică nu aparține mulțimii, Și atât. Și divizibil acum îl dau eu, divizibil, punctul D, divizibil cu 3. Nu aparține mulțimii. Dacă 1, 4, 5, 6. Bun. Bun. Deci 2, 3, 1, 231. 231. Apoi. După 2 și cu 2, 4 și cu 7, 7, 9. 3, 3 și cu 3, 6, 6 și cu 2, 8, 9. 4, 4 și cu 3, 7 și cu 2, 8, 9. Deci bun. Da. 2, 3, 4. Deci la 1 ai mai pus 3. Ai făcut încă 3. Așa.
adică următorul ar fi 2, 3, 3, 7. Corect. Da. Poți 10 și cu 2, 12. Și după... Încă cu 3, nu mai zice. Nu mai este. Atunci. Atât. Perfect. Așa. Punctul 5. Aflați câte numere de forma 7, stați, punctul 5. Aflați. Aflați câte numere de formă 7x3y S-au auzit de la camera. Am auzit-o. E acolo, văd că lucrează băiatul. Ia s-a resetat, nu știu ce face. Așa. 7x3y sunt divizibile cu 2. Sunt divizibile cu 2. Și acum? Deci n egal cu 7x3y divizibile cu 2. Da, acum n. Nu aparține mulțimii. Păi lui x mai întâi putem să-i dăm 0. Corect. Foarte tare. Dar nu mai degrabă facem x egal cu și după echivalent. Sau așa. Deci, a, tu ai o idee bună, ca să nu ne mai scriu așa. Da. Poate, zicem, cu x egal cu, cu x, pentru x egal cu 0, rezultă în aparținii mulțimii. X egal cu 0 și y egal cu 0. Tot cu 0. Adică începem așa, în aparținii mulțimii. 7, 0, 3, 0, virgulă. 7, 0, 3, 2, nu? Să le scriem pentru varianta asta pe toată. Da. 7, 0, 3, 0. 7032, pe urmă. Da. L-am făcut pe Y, 2. Ultima cifră este 0, 2, 4, nu? Da. Așa. Acum, 7000. 7000. Stai, 3, 2. Acum, 4. Da. 7000. 34. Da. Y 6. Da, 7036. 7038. 7038. Deci când am mers cu x egal cu 0, am găsit 1, 2, 3, 4, 5. Da. Pentru noi x egal cu 0. Acum pentru x egal cu 1. Acum x egal cu 1. Ne aparține mulțimii. Care sunt elementele? 7 1 7000 30 1 1 adică 7100 7130, nu așa vine? Da. Apoi 7000 vorbește? 7132. Da. 7 7134, 7137, 7138. Corect. Din nou 5. Da? Deci la fiecare variantă găsim 5. Noi nu ne-am spus să le scrim pe toate, ci să le numărăm. Da, aflați câte numere de formă. Așa. Păi, și ca să aflăm câte numere sunt de forma asta. Așa, la... Sunt câte 5. 5. Câte și... variante are x? 0, 1, pe urmă x egal cu 2, până la x egal cu 5. Cu 8. Cu 9. A, 9, da. E cifră. Da. La y. Da? Da. Deci? Adică 9. Dar câte sunt la 0 până la 9? 10. 10. 10 cu 0. Da, și cu 0 număr. 10 sunt, da? Da. Și vine la 10 fie. 10 ori 50. 50. 50. Oh. Asta. Cred că pot să mulțim. Da, dar nu mai mulțim. Adică era să mulțim. Da, ar fi însemnat să mulțim, să scriem pe cele 50. Noi am scris de-abia 10, mai aveam încă 40 de scris. În concluzie, răspunsul corect, în numărul divizibile în cazul ăsta, numărul, chiar așa, numărul numerelor
de forma, de forma asta, 7x, 3y, divizibile la 2, numărul lor este egal cu 50. Acum, punctul B. Același număr, 7x, 3y, doar că divizibil cu 5. Așa, numărul de numeri divizibil la cât a fost aici, la 2, da? La 2. Acum e la 5. La 2. Acum, tot așa, numărul lor divizibile la... divizibile la 5. Și acum... Punctul B este ăsta, da? Da. Și acum noi plecăm cu x egal cu 0, tot așa. Pentru x egal cu 0... Ne aparține mulțimii 703. 7030. Da. Și după 70 7035. Corect. Numai două. Da. Și cum sunt 10 variante de astea, x egal cu 1, iar 2 ne aparține mulțimii 7130 și 7135. 135, da? Da. Se ia 2. În total sunt 10. 10. Ori 2? Ori 2, 20. Așa. Deci, 10. Răspuns la punctul B. Numărul numerelor de forma 7x3y divizibile la 5 este egal cu 20. Adică 5, nu, 2 ori 10 da. Și egal cu 20 numere. Acum, același număr divizibil la 10. Da. Păi mă închip că tot așa au fost modelele făcute. Da. Divizibil la 10. Acum, x egal cu 0. Da, pentru x egal cu 0, numărul format este 7.000. Deci x nu aparține numărul de formă, 7.000. 30. Da. Și atât. 1. Da, 1. Și... cum sunt în total? De la 0 până la 9, 10. 10 ori 1. Deci, bine. Numărul de numere de forma 7x3y divizibile la 10 este egal cu 10 ori 1 și egal cu 10. Și acum dau eu. Numărul divizibil, numărul de numere divizibile la 25? Nu. La 3. Ce tare e problema acum! Oho! Dar faceți asta pentru scor, cumva? Nu, nu, nu. Bine. Asta nu se pune. Bine. Da? Nu se pune. Așa. Facem din antrenamentul de bucuria de a face ghețe frumoase. Vom pune și noi ce? Deci numărul de numere, să spun de ce fac ca să nu ne auzi nimeni. Ca să nu ajungi. Da. Da. Să nu ajungi la problem de 7 stele. Umplu timpul. Lasă-mă că mă grăbesc. Umplu timpul. Păi, dar avem așa de multe, nu avem timp în ora asta, nu? Asta, asta vede. Avem și subpuncte, vai, timpul repede. Deci nu trebuie să stați pe tabla. Așa? Descriu una peste alta. Da. Am înțeles. Hai să zicem. Deci să terminăm pe asta. Da. Deci e vorba de numărul de forma 7x3y. Așa. Numărul de, de forma divizibil la 3. Acum. Începem cu x egal cu 0. Să vedem cât de găsim. Da, x egal cu 0. Și găsim. Nu aparține mulțimii, da. Să le vedem concret. 7, 0, 3, 0. Să vedem. A, de fapt, 7 și cu
30 și n-ar mai trebui 10 5 10 2 după 10 vine 2, 12 se bate. Ah, da, 12. Da, 7 0 7 32. Da. După următorul e 7 0 3 ai zis așa, 5 foarte bine, că ai crescut cu 3. Da. Din 3 în 3. 7, 0, 3. 7, 0, 3, 8. 8, foarte bine. Și stop. Și e stop. Și stop. Acum, pentru x egal cu 1, să vedem care sunt numele, nu aparține mulțimii. 7, 7 1, 8, 3. 7 și cu 1. 8, 8 și cu 3, 11. 11 și mai trebuie un 1 până la 12. Da. Deci 1 până aici. Da. Da? Da. Apoi. 7, 1, 3, 4. Perfect. Da. 7, 1, 3, 7. Da. 7, 1, 3. Da, nu. Dacă mai pun 3 până în 0 și pun 10. Da, nu. Și 10 îl depășește până în 9. Păi da, n-am primit. Atât. Păi acum sunt 1, 2, 3. Adică 10 ori 3, 30. Ei, știi ce? Y. Eu aș vrea să fac asta. Că mi-e teamă mie să nu cumva... Să fac și pentru 4, 3... Să mi-e teamă să nu greșesc, să nu fie la un moment dat 4. Nu știu dacă există posibilitatea, dar eu încerc. Bine. Deci pentru x egal cu 2, rezultă că n-a parte de mulțimii. 7, 2, 3, 7 și cu 2, nu, 10, 12, 0. Da, 0. 7230, apoi. 7, 2, 3, 12 și cu... Cu 3. 0. De la 0 mai pun 3. Ah, da. Știi poanta. Da. 7, 2, 3... 6. 6. Și dacă o să mai mergem, o să fie... 7, 2, 3, 9. 9. Oh, 4 aici. Ați știut? Față, poantă tare! Era cât pe ce să greșim, dacă ne duceam după experiența din trecut. Da. Te greșeam pe aici. Hai să mai fim atent. Mai mult de 4 nu se poate. Când se începe cu 0 și ajungi la 9. Da. Nu se poate mai mult de 4. Dar când sunt 4, când sunt 3? Dacă le-am nimerit pe cele, le-am știut pe cele de 4, ne-am dus și pe liști. Hai să vedem acum. X egal cu 3, da? Da. Atunci ne aparține mulțimii? 7, 3, 3. Adică 7 și 3, 13. 13. L-am depășit pe 12. La 15. Pun 2 da, atunci. 2. 2. Acum 7, 3, 3. 5. Uite, se repede de sus. Da, 5. 5. Și 7, 3, 3. 3, 3, 8. 8. Pentru x egal cu 3. X egal cu? X egal cu 4. 4. Pentru x egal cu 4. M aparține mulțimii. 7, 3, 3. 1. X egal cu 4. Ce am făcut? 4, te spun. 7, 4. Ah, da. 7, 4, că nu era nicio modificare. Bine, acum e egal. Amândoi am găsit. Da. Nu se vede așa. 7, 4, 3. 7, 4, 3. 10 cu 4, 14. 1. Uite, se repete asta de aici. Da. Apoi 7, 4, 3, 4. Da. 7. 7, 4, 3, 7. Corect. Și acum eu prețin că să fie 4. Așa, ai prins poanta. Că după 2, al treilea, 2, da, al treilea. Da, corect. Deci la x egal cu 5. V
vom avea, e în aparținem mulțimii, 7, 5, 3, 0, 7, 5, 3, 3, 7, 5, 7, 5, 3, 3, 7, 7, 5, 3, 6, 6, 7, 5, 5 3, 3, 9. Acum, deci, la 2 au fost 4, la 5 au fost 4, la 8, la 8 o să fie... de la 2 la 5 am adăugat 3. La 8 o să fie iar 4. Deci la x egal cu 8 o să fie 4. 4. Și restul sunt câte 3. Da. La 9 câte 3. La... Deci, practic, avem 3 de 4. Uite, la 5. A, la 8. Mai, eu cel mai rapid aș face 3 ori 10, 30. Și mai adun 3. Adaug pe al patrulea. Adică... Ca și cum ar fi la toți 3, la toți 10 câte 3 și al patrulea este ăsta, la 2, da. Al patrulea la 5 este ăsta, da. Și al patrulea la 8 mai este încă 1. Da, adică 33, după 36 și 30 și... Deci câte sunt, câte sunt în total după tine? După cum ai înțeles tu acum? Eu zic că sunt numai 33. Cum? Păi, hai să ne închipuim că pe alu ăsta îl dăm deoparte. Da. Pe ăsta îl dăm deoparte. Și mai dăm de la 8 încă 1. Și atunci toate au câte 3. Da. Adică 10 ori. 3, 30. 30. Și cu ăștia 3 adunați. Și ce am făcut eu? Nu știu ce ai făcut de el la 39, ca bana. Da? Deci numai 30. Ai adunat 3, 3, 3. De 3 ori de 3. Ah, da. Nu știu de ce, dar sunt numai 3. Numai 3 numere în plus. E ăsta la 2, ăsta la 5 și ăsta la 8. E corect ce am cum la gândit, nu? Da. Deci numărul total care este? 33. Numărul total de numere de forma de forma 7x 3y divizibile la 3 este egal cu 33. 33 de numere. Foarte frumoasă chestie. Ți-a plăcut? Da. A meritat chestia să ne gândim la divizibile cu 3. Dar trebuie să ne grăbim. Să ne grăbim ușor. Da, să ne grăbim. Șteasă și tabla. Da. Mai sunt. Pe cât o fi ceasul. Ne uităm și la ceas. Da. Hai să mai punem și ochelarii. Dăm jos ochelarii. Nu trăi șoc, mai avem, mai avem. Am mai câștigat un jumătate de minut. Al câtelea ai ghișit? Mă prind eu. Să văd. Al la câte... șaselea. La al șaselea. La fiecare avem câte 3. Câte 3 la fiecare. Da. Și mai avem 3. Da, trebuie 3 nouă. Da. Bun, dar dacă o să fie și pipărate, atunci e problemă complicată. Mai poate adaug eu. Să vedem. Cred că merge tot în varianta asta, dividiu la 3, 5 și 10, după cum o merg până acum. Nu. Nu, pe da. Așa sper. Nu, nu e așa. Nu e așa. Doar la ultimul punct. Ia să vedem acolo. A, și la 7. Deci următorul e la fel ca... Cel de la anterior, la 3, 5 și 10. Da. Nu la... La 2, 2 5 și 10. Foarte. Mă afecteze de 2, 5, 10, dar mai spune că... Mai că mai făcut cu 3. Da.
Te rog. Așa. 6, nu? Da. Scrie toate numerele de forma 5, x, x. De forma 5, x, x. Divizibile cu 2. Așa. Deci divizibile, punem 3 puncte, cu 2, la punctoare. Da. Așa. Notăm cu numele de formă. Da, da. Și atunci nu aparține mulțimii. 5. 5. 0, 0. După 5, 2, 2. Da. 5, 4, 4. Da. 5, 6, 6. 5, 8, 8. 5, 8, 8. Serios. După acum, 5. Divizibil la 5 acum, da? B. Acum, N. Aparține mulțimii. 5, 0, 0. Da. 500 și 5. 5, 5. Atenți? Ah, că se zis. Da, e bun. 5. Da, și eu eram sus. Pe care era zic 5, 0, 5. Da. Da? Asta era. Dar nu mai e două. Zice XX. Așa, și acum 5, XX, divizibile la 10. Da, punctul C. Ia în aparține mulțimii. Așa, e... 5, 0, 0 și atât. 5, 0, 0. Ești un alt număr decât 5, 0, 0. Acum, punctul... Hai să facem noi și divizibil la 3. De asta mă grăbeam la punctul 7. La 3. Iar aparține mulțimii. Așa. Păi, o să fie... Dacă zicem 500, ai bun? Nu. Nu e bun. Dacă punem 1... 1, 1, 9. 9. Dacă 2... Dacă punem 2... 2, 2... 2, 2, 4 și... 5, 9. 9. E bun. 5, 5, 2... 2, 2. 2. După 5... 5, 5, 5. Așa este. Am adunat deci, la 2, 3. Deci ai te prins din poanta asta. Bravo. Că mă pune da, 5, 3, 3, bun. Așa, 5, 8, 8. 5, 8, 8. 7. 7. Foarte tare, foarte frumos. Așa, punctul 7. Să zicem? Punctul A. Scrie toate numerele naturale pare de forma X, 7, X. Numerele pare. Ien, aparțin numerele naturale. Scrie toate numerele naturale pare, ai zis? Da. N egal cu 2K, așa înseamnă? Da. De forma X, 7, X. N e de forma X, 7, X, da? X, 7, X. Rezultă că nu aparține mulțimii valorilor. N7x, x7x, așa. Da. Aparține... Bun. Și aparține mulțimii. Păi o să punem numele pare. Exact. Adică... 0 aș putea să pun? Ăsta ar vrea, dar nu vrea asta de față. Da, adică ne ducem la 2. 2. Deci 272, 272. Da. După 472. 472. 474. 474, da. Așa. 676. Da. 878. Da. Și atât. Corect. Acum. B. B. Scrie toate numerele naturale impare de forma X, 7, X. El de tipul 2 K plus 1. Asta înseamnă impare. Da, când era... Da, 2 K plus 1. Acum, N.
aparține mulțimii, putem să punem acum 1. Da. 171. Cât? 171. 171, da. După 373. Da. 775. Dar de ce 5 nu merge? Merge și 5. Ah, da. 575. Așa, 777. Da. Și atât. Merge și 979. Da. Adică ultima cifră l-am controlat-o. 1, 3, 5, 7 și 9. Da. Bun. Așa. Punct... Ce? Nu, punct 8. 8. De ce? Da. Da, ăsta e bun. Da? La A este 3. La B este 3. Bun. Și la C 3? Nu, nu mai e. Are ce. Scrieți la A, scrieți... Câte numere de 3 cifre? Aha. Câte numere de 3 cifre? Formate doar cu cifrele 0, 1, 6, 5. Formate cu cifrele 0, 1, 7, 5, parcă așa am înțeles. 6. 0, 1, 6, 5. Da, 0, 1, 6, 5. Sunt divizibile cu 2 prima dată. Sunt. Adică trebuie să o luăm niște nume. Sunt. 1. Divizibile cu 2. Da. Păi prima dată îl punem pe 1 în față. Pe 0 nu putem pune, nu? Nu. Deci, pe 1 față... 100... nu, 1000... Nu, din 3 cifre. Numai din 3 cifre. Ah, din 3 cifre. Adică 106. 106. Și după... Și 160. Hai să-i comutăm pe ăsta. Da. 160 și cam, de fapt, sunt mai multe. Acum 100... Le-am lăsat pe 5 deoparte. L-am lăsat pe 5, nu? Pe 5. Și-am făcut 2. Da. Acum, tot pe 1 îl ținem în față. Păi da. Și îl lăsăm pe 6 deoparte. Da. Da. Și îl punem acum 150. Că n-avem... 150 și respectiv 105. 105. Și comutăm. Păi trebuie să fie divizibile cu 2. Păi le scriem pe toate și pe urmă le tăiem pe cele care nu sunt divizibile cu 2. Mie mi se pare corect să le scriem pe toate, știi? Ca șmecherii. Că dacă le avem pe toate, pe urmă le luăm pe alea divizibile cu 2. Da. Deci mai întâi să le scriem pe toate. Deci toate numerele de câte 3 cifre care se pot forma cu cifrele astea. Toate numerele de 3 cifre care se pot forma de... Așa zicem. Acum... Deci l-am lăsat pe 5 deoparte. Și pe 6. Și pe 6 l-am lăsat și așa. Acum să lăsăm pe 0 deoparte. Da, și începem cu 5. 1. 1. 1. 6, 5. Da, 1, 6, 5. Și 1. 5, 6. A, 5, 6, da, că le inversăm. Da, 1, 6, 5, 1, 5, 6. Așa. Dar atâtea nu mi-au spus nimic să fie distincte. Nu zic cu cifrele astea distincte. Scrie, mai uite pe o dată. Scrieți toate, nu, câte numere de 3 cifre format, nu zice. Păi dacă nu, putem și să le luăm și să fie egalitate. Dar sunt multe. Foarte multe, dar trebuie, așa dacă, vezi, trebuie să fim atenți la fiecare nuanță. Da. Hai să scrim așa. Notăm. Cu A mare, da. Mulțimea numerelor,
ce se pot face cu cifrele? Cu cifrele 0, 1, 6 sau... Da, cu cifrele 0, 1, 6 și 5. Și acum zicem, a, mulțimea A este egală cu elementele. Și până începem, răzinești cu mulțimea, știi, ne pricepem și la asta. Aș avea 1, 1, 1, 111. Da. 2. După aceea, 1 trebuie să stea pe prima poziție, să zic, 1 luăm de bază. 1, 0, 0. 1, 0, 0, foarte bine. Apoi 1, 5, 5, nu? Da. 1, 6, 6, cum 1, 5, 5, 1, da. 6, 6. 1, 6, 6. După facem 551, că inversăm. Și după 671. Cum ai zis, cum te-ai gândit? 5 cu 1 era, nu? Da, adică le-am inversat pe alea, 155. Astea două de aici, da? Da. Să lăsăm așa. Cu 1 de bază și când schimbăm pe 5 de bază, dacă găsim un algoritm, că dacă le mulțificăm așa, pierdem ordinea. Deci, practic, acolo. Am luat cu 1 și am pus pe 1, pe 0, pe 5, pe 6. Tot cu 1. Și acum 1 cu 6. Deci, băgăm o cifră. Deci, 1, 6. 1, 0, 6. Apoi 1, 0, 6. Apoi 1, 6, 0. 1, 6, 0. Și după 1, 5, 0. 1, 5, 0. Și după 1, 0, 5. 1, 0, 5. După 1, 6, 5, 1, 5, 6. 1, 5. 1, 5, 6. 1, 6. 1, 5, 6. 1, 6, 5. 1, 6, 5. Și cred că astea sunt toate cu 1. Hai să mai facem o dată ca să nu greșim. Dacă am găsit rețeta asta, pe urmă schimbăm pe poziția întâi. În loc de 1 punem 5, punem 6 și facem toată șmecheria. Deci, unul stă pe loc. Da, ăștia pot fi amândoi egale, nu? Și unul stă până la 6. Dar mai putem să punem 101. 101. Da. Dar îl punem acum. Îl punem aici, n-ai importanță. 101 și, și după 110. Ah, da, 110. 110. 10. Și după... Da. Așa. 105. Dar nu, că am pus. Ai pus 105? Ai pus, da, da, da. Și 106. Deci și 1 și, și 0 și cu 6 le-ai lucrat. Hai să ne vedem cu atât. Deci asta, asta, asta și asta. Când au fost astea două egale, da? Da. Acum, ai zis 116. Parcă așa este, nu? 116. Adică ai băgat în loc de 1 acela pe 6. Yeah. Bun. Ai 100, adică în loc de 1 de aici, ai pus pe 6. Puteai să spui și pe 5. Ai 115, nu ai. În loc de 6 de aici, să fie 5. Păi, am pus și cu 5. Unde este 115? Unde vezi tu? Nu este. Deci, trebuie să facem o ordine perfectă, ca altfel nu pierdem. Deci, 100... Punem 115. 115. Și 151 am pus. Adică se face și rocada asta între ele. Nu, 100. Dar trebuie să punem și la 116. Adică 161. Bun, mai avem încă, da, deci... 115
Așa, deci 151. Dar să mai fim încă o dată convinși de asta. Deci cu unul pe prima poziție. Practic pe unul l-am tăiat. Ca și cum n-am fi tăiat. Și au rămas celelalte trei. Celelalte trei trebuie să le facem așa câte două și le și schimbăm. Deci celelalte două sunt ori 0,0, ori 6,6, ori 5,5. Dar și 65 și 56. Da. 65 și 56, cred că l-am făcut. Am fost, da. Da? 0,6,6,0. Adică 106 și 161. 106 și 106 și 60. Le-am scris așa. Da. Și apoi 105, 151. Le-am pus, nu? Da. Cred că sunt prinse, da. Toate. Și 2 de 1, da. Putea să fie 2 de 1 cu 0, 6 și 5. 2 de 1 la început cu, adică 0, 6, adică 100, 6 acolo. 116, da, și 5, și cred că sunt prinse toate. Dar câte sunt așa în varianta asta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, văd. Da. 16. Acum, putem să luăm pe 6 și să facem încă 16? Da, și pe 5... Și încă 16. Da. Adică 16 ori 3. 16 ori 3. Ar fi 48. Da. Deci din cele 48 de numere, doar acelea care au la sfârșit pe 6 și pe 0 sunt pare. Sunt divizibile. Da. Deci încă o dată. Divizibile cu 2. Cu 2, da. Da. Da? Deci cele divizibile cu 2. Păi, adică cu 0 sunt 2, 3, 4. Și cu 0 la sfârșit. Cu 0 la sfârșit ai găsit 4. Deci da, una. Este 100. După 160, 150 și după 110. Și pe aici 110. Deci 4 ai venit, da, 4. Da. Și după cu 6 la sfârșit este 166, 1, 156, 2 și atât. 116. 116. 106. Deci, ai zis 166, 116, 106, 160, deci sunt 4 da. Aici. Da. Chiar vecine. 4, 150, da. 5, 110, nu, pardon, astea, am numărat ăla, suntem neatent. Deci, încă o dată, numai cu 6 căutăm, da? Da. Deci, 166, 116, 106, 3, 156, da. 4. 4. Da? Sunt 4. Fiind 4, și cu 4 ai zis tu mai devreme cu 0, 4 da. Și 4, 8. 8. Adică 8 sunt corecte din 48. 8 din, nu, 8. Dar 8 dintr-o serie. Da. 8 din 16. Din 3 serii sunt. Da? 8 din dintr-o singură serie. Și cum sunt 3 serii de acestea, 3 ori 8, 24. Adică 24 de numere sunt. Divizibile, 24 de numere sunt divizibile la 2. Da.
Da, dar și raționamentul este așa. Trebuie să le faci pe o serie de 1. Pe urmă, le faci în continuare, băgând pe cine pe prima poziție? Pe 1. Pe 1 l-am băgat. Pe 5. Pe 5. După și pe 6. Dar dacă băgăm pe 6 pe prima poziție, nu mai am variantele cu 6 la sfârșit. Nu mai sunt 8. Crezi că așa greșeam? Da. Deci, când îl băgăm pe 1 și pe 5, o să iasă tot la fel. Tot 8. Deci aici da. Ne rămân, apar 8, dincolo o să apară 8. Da. Iar când îl băgăm pe prima poziție, pe cine? Pe 6, apară, ele ca număr sunt așa, dar o să apară aici numai 4 numere. Alea cu 0. Și o să fie 8 și 16 cu 4, 20. Da, și noi ziceam 24. Vezi? Cum, un moment din atenție și ne păcălim. Asta era matematică, e fantastic. Eu am fost hotărât să fie 24, nu era să scriu da. Chestia asta. Dar am fost inspirat și am zis, hai încă o dată. Deci, când îți cu 1 sunt aceste 16 care plasează pe 0 la sfârșit și pe 6, care, lucru care ne trebuie nouă foarte tare, ca să zic, sunt 8. La fel că pune pe 5, tot la 0 și 6 va apare tot așa de bine. Da, și în final, când îl pune pe 6, nu mai apar celelalte 4 cu 6. Punem doar pe 0. Numai pe 0. Și atunci, încă 4. Foarte frumos. Problema foarte frumoasă. Deci, în total, 20 de număr răspuns, numărul de numere este egal cu 20, care se divid la, care se divid la 2. Ești curios dacă colegii or să găsească chestia asta. E frumos, e chiar foarte frumos. Da, sau că se prindă că nu sunt... Că nu zicea distincte. Sigur că da. Nu cred că se prinde de asta. Foarte important, că nu sunt distincte. Și atunci, dacă nu sunt distincte, trebuie să le și 5-5-5 și 1-1-1. Dar 5-5-5 va veni la momentul în care ies cu prima cifră 5, da? Dar interesant că sunt mai multe dacă nu sunt distincte. Pot să fie și două egale. Da. Deci aici, de aici e frumusețea ieșită. Sau și 3. Și toate trei egale. Da? Deci asta trebuie să urmărim. Și în final, exercițiul a căpătat o altă calitate, dacă ne-am prins aici. Asta cu divizibil la 2. Acum cred că divizibil la 5. Ne numărăm. Și când ne-am prins de poantă, divizibil la 5. Ia să vedem câte sunt. Păi la sfârșit, 5 ar fi. La sfârșit să fie 0 sau 5. Da. 1, 100, 105, 160, 3, 150, 4, 105, 6, 110, 7, 118, 8. Pe aceeași poantă, ultimele două cifre, 0 sau 5, care au, da. cum au fost înainte, 0 și 6, acum 0 și 5. Da. Foarte tare! Adică sunt tot 8. Tot 20 de numere. Că... Hai să gândim cu atât, să ne frige. Deci 0 sau 5 aici, nu? Da. Deci sunt odată 8 la seria asta, când punem pe 5 pe... prima poziție, nu mai punem la sfârșit. Da, adică pierdem 4 numere. Pierdem 4 numere. Da, și atunci vom avea 6, să fie la fel. Adică tot 20. Foarte, da. Foarte bine, corect. Deci, în total, sunt tot 20 de numere. Și la 10... O să trebuiască doar un... Băi, zero. Să vezi că mai am scăpat ceva. Ce? Am zis că pe prima poziție să fie 1, 5 și 6. Că pe prima poziție
n-aș putea să... Parcă aș avea pe zero. Dar zero ăsta n-are nicio valoare dacă tot pe prima poziție. Primare. Și atunci rămâne 165. Numărul 165. Păi l-am pus. A, e plus de așa. A, deci e corect. Da. Sunt prinse, mă speria să aș mai avea aici posibilități. Nu. No. Nu, no, nu, no, no, e bine cum am gândit. E pe așa. În concluzie, 20 sunt și în varianta care vrem, da. Divizibil la cât? La 5. Divizibil la 5, da. Și acum divizibile la? 10. 10. Acum avem doar în 0. Și nu avem cum să-l punem pe 0 la prima poziție și... 0 mai la sfârșit, nu? Da, da. 1, 2, 3, 4. 4. Era deșteptat. 100, da. 4. Era deșteptat. Și după 4 și... și la 5 și la 6. Așa. Adică 4 și cu 4, 8, 8 și cu 4, 11. 8 și cu 4, 12. 12. Deci sunt 12, nu? 12 numere divizibile la 10. Frumoasă ești. Da. Bun. Așa, acum... Nu mai este la divizibile la 3, că nu vreau. Nu! Asta e fain de tot. Da! Nu prea mai am chef acum. Nici eu. De mult aveam chef. Îi lăsăm pe prietenii noștri să caute, da? Da. Să caute indivizibil la 3 și să ne scrie. Da. Să nu uiteți de a like și share, dar să scrii și un comentariu. Scrie acolo un comentariu. Știți, noi am făcut eșitul ăla, l-am descântat. Am discântat și am văzut și la 3. Da, deci rămâne să faceți voi, că eu mă pregătesc să ajung la punctul celălalt. Mai avem un punct. B. B? Da. Așa, și ai zis la B și C și fiecare câte 3 puncte, nu? Dar nu mai ești C. Nu mai ce, A și B. Mă pregătesc să ajung la ce nu aș vrea să ajung. La problema de 7 stele, că mi-ai promis-o. Da. Da, dar n-am făcut, n-am închis camera. Da. M-am luat cu ieșiții. Ia să vedem la cât, că s-a dus o oară și 7 minute. Probleme de